Așadar, prieteni, suntem în ultima parte a producției noastre de astăzi, Metropola TV, emisiune preluată ca de fiecare dată și de Sport Total FM. Meniul se menține, da, avem rezultatele și marcatorii, Robert le trece în revistă, însă rapid vom trece și la câteva telefoane în direct, pentru că timpul nu este foarte generos, vom încerca să le facem pe toate într-un timp foarte scurt. Începem cu Robert și pe măsură ce avem telefoane vom discuta cu protagoniștii zilei de astăzi. Așadar, da. Robert? Grupa A ne-a oferit astăzi câteva partide interesante. Nu au excelat aici, nu s-au marcat foarte multe goluri, dar rezultate oarecum anticipate. Unirea Deji învinge pe Dumbrăvița cu 2-0, o dublă semnată de Hoffmann în 64 din penalti și minutul 90. Apoi Reșița trece cu 2-1 de Metaloglobus, Rimović și Drăghiceanu în minutul 50 din penalti, respectiv Manulache în minutul 75 pentru echipa bucureșteană. Ultima partidă a fost disputată de la turnul Măgurele, acolo unde FC Argeș a câștigat cu CSM Alexandria 2-0, Rusu în minutul 35, respectiv Rădescu în minutul 61, au dus o victorie logică a echipei piteștene. În acest moment, pe prima poziție în clasament, se află CSM Reșița, surprinzător, pentru mine 31 de puncte din 3 partide. Urmează Ceahlău Piatra Neamț, 31 de puncte, dar două înfrângeri în acest play-off. Pe locul 3 urcă campionii FC Argeș, 30 de puncte, tot atât cât are și Metaloglobus. Pe locul 5 Dumbrăvița, 26 de puncte. Pe locul 6 primul retrogradabil Unirea Deji, de 2 bani speranțe, aș putea spune. Două partide de remarcat Dumbrăvița, de 3 partide în acest play-out. Ultima poziție, fără nicio șansă, nici măcar matematic, CSM Alexandria, 13 puncte. Ești, dar de remarcat că este prima partidă pe care o pierd în acest play-out echipa din Alexandria. Dacă suntem aici, Robert, să ne uităm și la etapa următoare. Etapa. Stai că, nu uite, numai puțin. Prieten, suntem în legătură direct cu domnul Ion Anton Măzărianu, finanțatorul Ceahlăului Piatra Neamț, și demersul nostru într-o zi, domnule Măzărianu, în care echipa dumneavoastră a stat, este pe baza suporterilor de la Ceahlăul, care mi-au scris, ne urmăresc atent și vor anumite lămuriri, dacă puteți să le dați, legat de situația financiară. Există destulă îngrijorare acolo la Piatra Neamț. Vă salut, bună ziua! Vă salut, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Așadar, suporterii Ceahlăului urmăreau atent ceea ce se întâmplă în etapa de astăzi, o rundă în care echipa dumneavoastră nu au stat. Sunt îngrijorați, domnule Măzărianu, de ceea ce se aude în ultima perioadă. Sunteți omul nimerit să răspundeți care mai este situația acum la gruparea pe care o conduceți. Ce să vă spun, așa cum am mai discutat la un moment dat, după cum știți, sprijinul autorităților a fost egal cu zero la începutul sezonului până săptămâna aceasta. Este foarte greu, numai din surse proprii, să susții o echipă. Eu, în noiembrie, după cum am mai discutat, am luat o decizie și am stabilit să fac o reducere de salarizare de 25%, astfel încât să evităm problemele financiare până la sfârșitul sezonului. O parte din staff și din jucători n-au înțeles acest lucru, că pentru a avea o stabilitate financiară trebuie să accepte acest lucru. Nu au acceptat și acum suntem în această situație. Deci eu astăzi pot să spun că nu știu dacă o să mai continui la echipă. O să vedem în ce formulă o să se desfășoare activitatea la club de acum înainte. Vestea bună este chiar ieri, dacă nu mă înșel, sau astăzi a apărut, am văzut, trebuie să se confirme și oficial, primăria Piatra Neamț a alocat un milion de lei pe un proiect de finanțare. Asta este un lucru bun. Bineînțeles, este o sumă mult prea mică pe lângă ceea ce au primit alte echipe de Liga a doua, în speță 5-6 milioane de euro pe jumătate de sezon sau pe un sezon. Noi am primit o sumă infimă doar, dar bineînțeles binevenită și nu pot decât să salut această decizie care a venit chiar ieri sau astăzi, nu știu exact, trebuie să obțin și confirmarea oficială de ceea ce vă spun acum este în premieră. Și ce să vă spun, eu îmi doresc din toată inima să continui la echipă, dar decizia de a continua mai departe și la liniște financiară este exclusiv în mâna antrenorului și a jucătorilor. Dacă vor accepta să reducem cu 25% contractele până la sfârșitul acestui sezon, ca să ne așezăm financiar, până de timp al sponsor ce se mai departe, atunci vom merge înainte într-o formulă în care ne va asigura liniștea până la sfârșitul acestui sezon. Dacă nu, decizia este adâncilor și probabil că nu mai încasează absolut nimic.
Da, deci în momentul ăsta, domnule Măzărianu, nimeni, domnul Anton, domnul Pustai, mai nimeni nu știe foarte clar ce va urma ca și jucătorii. Noastră a susținut generos, evident, această echipă de unul singur, un demers foarte, foarte dificil. Iar Robert Gherghe, care este lângă mine, președintele executiv de la FC Voluntari, chiar îl chestionam pe această temă, zice, bă, cei de acolo n-au dat bani pentru că au văzut că domnul Măzărianu s-a implicat, notabil de altfel, dar... Da, așa este. Eu m-am implicat și vă dați seama, am ținut 3 ani echipa în Liga a 3-a, acum aproape un sezon în Liga a 2-a. Sumele sunt considerabile, după cum știți, venituri în Liga a 3-a și în Liga a 2-a sunt zero. Deci o echipă de Liga a 2-a, nici măcar o echipă de Liga a 2-a, prea multe venituri nu pot avea, după cum știți. A fost un efort, bineînțeles, dacă am fi intrat în play-off și lucru care m-a dezamăgit cel mai mult pentru că merge cu Cictere, dar nu a fost pregătit corespunzător de staff-ul pe care îl are clubul. Dacă am fi intrat în play-off, cu siguranță aveam 3 sponsori care ar fi intrat imediat alături de mine la echipă, pentru că șansele erau mari de a promova Liga 1 și atunci altfel ar fi stat lucrurile. De asemenea, vreau să precizez lucrurile și reducerea aceasta pe care am propus-o jucătorilor și staff-ului de 25%, am făcut-o în contextul în care am vrut să ne asigurăm că avem liniștea și, bineînțeles, cu condiția să-i returnăm în cazul în care, intram în play-off. Deci, practic, dacă am fi intrat în play-off, nimeni nu ar fi pierdut nimic. Dar, într-adevăr, dacă cei care n-au acceptat ar fi vrut binele echipei, cu siguranță ar fi luat decizia de a accepta această reducere, că nu a fost o reducere extraordinară. Și vreau să precizez că cei care nu au fost de acord sunt cei care au avut salarii, care au cele mai mari salarii, de fapt, la echipă. Culmea că cei unii care au acceptat aveau salarii destul de mici, adică ca să vedeți diferența. Dar aici se vorbă doar scris de reavoință și doar din decizie de care privește anumite interese, nimic altceva. Da, oricum, noi ne bucurăm, domnule Măzărianu, că suporterii Ceahlăului Piatra... Sau, de fapt, presiuni care au vrut să le creeze. Dar la mine lucrurile nu funcționează așa. La mine cu șantaj și cu presiune nu funcționează. Lucrurile, ceea ce ei nu știu, probabil, sau ei cred că au de-a face cu unii care au mai avut ei de face până acum. Nu, eu vreau să spun că ne bucurăm, domnule Măzărianu. Împreună cu antrenorul, n-au decât să stea, să vadă dacă mai recuperează ceva până la sfârșitul sezonului, dacă e o țintă a lor. Eu nu am vrut decât să asigur o continuitate și să asigurăm că lucrurile vor fi binevenite până la sfârșitul sezonului. Vor fi în regulă. Dacă ei nu vor, n-au decât. Asta este. Da, noi ne bucurăm că suporterii Ceahlăului ne urmăresc, domnule Măzărianu, și doreau prin intermediul nostru câteva clarificări. Noi vă mulțumim foarte, foarte mult pentru această intervenție. Urmărim și noi cu mare atenție ceea ce se întâmplă acolo, la o echipă de altfel frumoasă pe care a ținut-o în viață în ultimii ani. Mulțumim și o după amiază bună, domnule Ioan Anton Măzărianu. Vă mulțumesc. A fost finanțatorul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț. Să ne întoarcem, Robert, pentru că timpul trece. Trecem la cealaltă grupă, nu? Da. Grupa B. Este în continuare, prieteni, o oră de joc la Miercurea Ciuc, Cixare, Corvinul 1-1 și tot mai vorbeam cu Robert că ar fi alte 2 puncte uriașe. Dacă nu se întâmplă nimic până la final, pierdute de cei de la Cixăreda, dar mai avem 30 de minute și golurile pot veni. Așadar, grupa B. Da, o grupa B în care am avut 2 parte în care s-au marcat câte 5 goluri. Risipă de gol, dar și o mare surpriză. Mă refer la victoria celor la Viitorul Pandurii Târgu Jiu în dauna echipei Chindia Târgoviște. 1-0 pentru Ionelu Țară în disputa. Mă rog, doar pe această dispută trebuie să mă recunosc. E strâns scor, oricum este... Ionele? De unde strâns Ionele? Îți dau înregistrările. Avem ingestate toate aceste emisiuni. Chiar așa, din casă. Da, de adevăr, Moisie a marcat în minutul 30. Dacă nu mă știu, Moisie a marcat și de etapa precedentă. O lovitură de colț exotată de acest excelent jucător, Alex Gărbiță, în minutul 30. 1-0, Iustin Popescu nu a avut ce să facă. În rest, am avut la Chiajna o partidă foarte interesantă. Minutul 33, Matei a deschis scorul pentru echipa oaspete, pentru echipa CSM Slatina. Imediat după pauză, Torje direct din corner la o mare greșeală a portarului Velcu, restabilește egalitatea 1-1. Peste alte 6 minute, minutul 56, din nou Torje marchează și cred că și aici este vinovat portarul Velcu. Apoi, totuși, jucătorul intra la pauză ca și Torje, veteranul Adi Bălan, iată, a ajuns deja la 34 de ani, marchează tot după greșeala lui Velcu. Și toate din corurile Concordiei aparțin cu altul decât lui Adrian Bălan. Exact, marchează, face scorul de 3 la 1, duce scorul la 3 la 1 din tot pauza lui Torje, pentru că pe final de meci, minutul 80, ca să mai dea ceva suspans partidei, Vali Alexandru marchează și duce și stabilește scorul final 3 la 2 pentru Chiajna în disputa cu cei de la CSM Slatina.
în ultima partidă, acest derby bucureștean care a contat mai puțin din toate punctele de vedere. CSEA Steaua câștigă clar cu 4-1 disputa cu Progresul Spartac. Lăudabil această evoluție a celor la Progresul Spartac. Nacium între 9 și 11, un autogol, minutul 49 al Radu Bărbulescu, marchează cel câte primul gol în acest sezon pentru CSEA Steaua, respectiv la ultima fază a jocului, minutul 91, Chirițoiu marchează cu un șut plasat de la marginea careului de 16 metri. În urma acestor rezultate, pe prima poziție este CSEA Steaua cu 34 de puncte, tot atacă tare și Concordia Chiajna, într-adevăr, iată de când a venit Ilie Poenaru, victorie pe linie. Da, 4 meciuri, 4 victorii. Între timp a fost și acestea au fost primele două goluri primite de către echipa elfoveană. Pe locul 3, Chindia Târgoviște, 31 de puncte. 29 de puncte are și Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Iată, leagă două victorii. Această echipă, care la un moment dat avea 5-6 înfrângeri consecutive în acest an 2024. Slatea, 26 de puncte. Mai tremură, dar nu atât de puternic, pentru că la 9 puncte diferență este Tunariu cu 17 puncte. Pe ultima poziție, Progresul Spartac București, un singur punct. Ne uităm și aici la etapa care urmează, Robert. Evident că sâmbătă suntem împreună prieteni. Da, etapa viitoare programează un derby ilfovean, Tunar, Chiajna. Vom vedea, chiar poate interesantă, Dan Alexa, Ilie Poenaru. Apoi un duel în zona Olteniei, CSM Slatina primește pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Ultima partidă, cu adevărat și aceasta interesantă, Chindia, Târgoviște, CSEA Steaua. N-am spus programul și din grupa A, pentru că a intervenit domnul Măzărian. În etapa viitoare, de la ora 11, vom vedea împreună partidele dintre CSM Alexandria și Ceahlăul Piatra Neamț. Meciul are loc la Piatra Neamț, într-adevăr două echipe căzute din toate punctele de vedere. Apoi urmează partidea dintre FC Argeș și CSM Reșița, cândva era un meci de Liga 1. Și acum. Iar etapa se va încheia cu disputa dintre Metalul Globus și Unirea Dej. Vom vedea, e obligatoriu, a trebuit să câștige cei de la Unirea Dej, pentru a mai spera, mă speram din punct de vedere matematic, dar este clar că lucrurile tind să fie destul de clare. Eu nu văd în acest moment, eu clar, Dej cu Alexandra din seria 1, Tunar și Progresul Spartac din grupa a doua, eu cred că din punctul meu de vedere lucrurile sunt clare aici, nu prea mai sunt foarte, foarte multe necunoscute. Necunoscute rămân la nivelul play-off-ului, acolo unde în minutul 64, Csíkszereda Corvinu 1-1, nimic la nimic a spune, dar n-a fost chiar nimic la nimic, a fost un gol frumos marcat de Bradu și o mare eroare a portarului Blaga, de care a profitat Gebari, care a reușit să stabilească egalitatea numai 7 minute după deschiderea scorului. Un meci în care Corvinu Cunedoara se prezintă cu garnitura secundă, dacă aș putea spune, cu foarte mulți jucători de rezervă. Este clar, ei pregătesc partida de semifinala de Cupa României cu FC Voluntarițe pentru a treia oară, când Corvinu Cunedoara, o echipă cu istorie, are șansa să joace o semifinală de Cupa României. Tot a treia semifinală este și pentru echipa noastră, pentru FC Voluntari. Vom vedea ce ne mai oferă acest... Să ne uităm și la zona de play-off, nu? Pentru etapa viitoare. Mai avem două jocuri acum, nu? Mâine la Slobozia. Da, într-adevăr, practic play-off-urile abia acum consumă primele 65 de minute. Mai sunt două meciuri foarte interesante. Mâine... Dar mai puțin, Robert, că suntem cu domnul Eugen Neagoe. Bună ziua, domnule Neagoe! Vă salutăm, bună ziua! Și eu. Da, domnule Neagoe, o victorie oricum de serviciu, nu? Care confirmă diferența dintre cele două echipe. Aia astăzi un 2-0 clar acolo la Turnul Măgurele. Da, a fost un joc pe care l-am controlat de la un capăt la altul. Da, cred eu că puteam să mai marcăm. Am avut situații foarte, foarte bune, dar din păcate ne-a lipsit ultima pasă, șutul, n-am luat cea mai bună decizie acolo în careu și în fața porții. Da, deși sunt... Da, o victorie meritată. Mă bucur că am terminat jocul cu 5 jucători sub vârstă. Da, practic cu 5 copii, jucători născuți 2006, 1-2007, adică chiar copii. Da, păi domnule Neagoe, foarte probabil aceste partide, nu, din finalul sezonului, constituie și un prilej de selecție pentru lotul pe care vă veți baza, cu un obiectiv important din vară încolo, nu? Este foarte adevărat, dar în permanență am să le cer jucătorilor concentrare, atitudine și vreau să câștigăm jocurile. Nu este în regulă să pierdem jocurile, să începem, nu știu, cu 7 copii doar de dragul de a introduce, pentru că atunci nu avem niciun câștig.
sigur, ei trebuie să intre așa treptat în echipă și cu evoluții bune, dar și cu rezultate bune. Doar așa e, îi învățăm cu rezultate. Sigur, și evoluțiile lor trebuie să fie bune. Da, pe de altă parte, domnule Neagoe, noi astăzi atent la finalul ăsta de sezon. Aruncați așa primele priviri și către stagiunea următoare. Începe să se creioneze câte ceva la FC Argeș. E sigur că da, ne gândim, da, nu am luat decizii în acest moment, dar sigur, ne gândim, suntem foarte atenți, avem așa în vizor anumiti jucători, dar în acest moment nu aș putea să vă dau un nume concret. Nu, dar nici nu vrem, dar clar că sunt ceva orientări, vă uitați, analizați, domne, pentru stagiunea următoare, sigur, care, sigur, domnule Neagoe, se anunță mult mai interesantă decât aceasta. De ce spun? Iată, Corvinul va avea drept de promovare și Limbărul la fel. Dumneavoastră veți pleca la drum cu ambiții mari. Vedem cine vine din Liga 3, vedem cine pică din Liga 1. Va fi o întrecere de Liga 2 foarte puternică ediția viitoare. Sunt convins, în 100%. Noi trebuie să ne pregătim pentru următorul an, pentru că nu-mi doresc și nimeni nu-și dorește ca FC Argeș să mai piardă încă un an. Da, vreau ca tot ce depinde de noi să punem în aplicare și să aducem echipa în prima ligă. Păi da, de fapt, cred că domnul Tudose, ca și dumneavoastră, domnule Neagoe, cam ăsta a fost planul, să consolidați acum un lot, să vedeți pe cine vă bazați în actualul campionat și să stabiliți clar strategia pentru următorul campionat, dumneavoastră pe bancă, cu susținere financiară, cu un lot poate mai valoros și cu șanse de a aduce Piteștiul în Liga 1. Da, aveți mare dreptate, sigur, așa au stat lucrurile. Toate discuțiile pe care le-am avut cu domnul Tudose și cu domnul primar Gentea, aici trebuie să ducă. Dar Eugen Neagoe este un nume căutat în permanență. Acum avem certitudinea, domnule Neagoe, că vă vom găsi noi aici la Metropola TV și Sport Total FM și din vară încolo la FC Argeș, că numele dumneavoastră tot apare și e normal de altfel. Acum nu știu la ce vă referiți, dar... Păi tot formațiile astea de primă ligă tot avansează. Băi, pe lista noastră Eugen Neagoe, Eugen Neagoe, Eugen Neagoe. Toată lumea se gândește. Ok, mă bucur acest lucru, dar da, deocamdată sunt la FC Argeș. Deocamdată vă întrebați către casă, iar noi vă mulțumim, domnule Neagoe, evident că ținem legătura și vedem exact ce se întâmplă. Și eu vă doresc emisiune frumoasă în continuare. Mulțumim foarte mult, drum bun, Eugen Neagoe. Parează elegant, Robert, domnul Neagoe. Da, seama, este un antrenor, este un antrenor cu cotă, este un antrenor cu foarte mare experiență, este un antrenor cu performanță. Este un antrenor care a reușit să salveze multe echipe aflate în momente grele. Mi-aduc aminte când a preluat-o pe Sepsi în primul an, echipa era total dărâmată, nu-i dădea mari șanse, numai puțin de 16 sau 17 jucători a renunțat la ei în acea pauză de iarnă. Curățenie generală. Da, da, și a reușit să facă din Sepsi o echipă mai mult decât interesat. A zis, aduce aminte de cel Tandia. Da, 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 Tandia. Tandia, da, mă rog. Tu și, da, da, tu și cu Răzvan Toma... Mă eclipsați total. Chiar eram astăzi și ascultam corespondentul nostru de la Miercurea Ciuc. Ghiula Copaț. Ghiula Copaț. Doamne, ce pronunție avea al numele jucătorilor echipei Cixeda. Eu am o problemă majoră. De multe ori pocesc numele jucătorilor. Dar cum putea să vorbească? Ce înseamnă să fii vorbitor nativ de limbă maghiară? Dar cât de dificil e totuși pentru cineva care nu vorbește limba maghiară să poată să pronunțe numele jucătorilor de la Cixeda Miercurea Ciuc. Ar fi un calvar pentru comentatorii de meciurile din Liga Antica pe viitor, ca de sezon viitor să pronunțe astfel de nume. Da, uite, 70 minute acolo este 1-1 în continuare. Robert, aș întreba puțin până prinde un alt telefon. Ai ascultat intervenția lui Ioan Anton Măzăriano și ea, repet, prietenii mi-au scris... Este, dacă nu mă înșer, s-ar putea să fie penalti foarte ușor acum. Dacă în caz este dă penalti, dar este foarte ușor, crezi, dacă nu mă înșel. Dar suntem cu Ilie Poenaru, un antrenor care, iată, aduce victoriile la Concordia Chiajna. Te salut, mister, bună ziua! Vă salut și eu, bună ziua! Doar o repriză, Ilie Poenaru, suficient pentru o nouă victorie. A patra Concordiei, sub comanda ta. Da, așa este, pentru că în prima repriză am suferit. Am suferit pentru că n-am făcut ce trebuie, n-am intrat așa cum trebuia să intrăm. Am fost lenți, am fost previzibili, n-am fost reactivi, multe pase greșite și am dat adversarului șansa să ne creeze probleme. A doua repriză, după discuții la pauză și după schimbările făcute, toate cele trei schimbări făcute la pauză,
practic au decizii, au decizii. Da, Mister Ilie, numai puțin, iată, Cixereda preia conducerea pe tabela de marcaj, Ilie Poenaru, e și Robert lângă mine aici, un penalti cu mare ușurință acordat celor de la Cixereda, la o lovitură număr din ce am văzut noi, și este 2-1 în acest moment pentru Cixereda în partida cu cei de la Corvinul. Așadar, Ilie Poenaru, tot torje, tot bolan, ai fost nevoit să apelezi la garnitura veche acolo de la pauză, că nu mergeau lucrurile, nu? E nevoie de toată lumea. Fac parte din lot, sunt în lotul echipei, sunt jucători cu experiență, sunt jucători de la care avem așteptări și e clar că ei tot timpul trebuie să facă diferența. Adică era normal să facă asta. Da, pe de altă parte am și văzut, da, Cocoș, Ghinfuș, adică jucătorii tineri, nu, pe care evaluez foarte, foarte bine, care fac parte... Dăm șansă tuturor, dau șansă tuturor, pentru că trebuie să facem o evaluare, să vedem pe fiecare, să le dăm șansa fiecăruia, să vedem... la final, când o să tragem linie, ce avem de făcut. Și tocmai de aceea vrem să creăm un mix de jucători tineri cu jucători cu experiență și să vedem cum abordăm campionatul viitor. Da, chiar vorbeam puțin mai devreme cu un alt tehnician cu mare experiență și mă și gândeam acum, eram la Pitești cu domnul Neagoie, Concordia Chiajna, Ilie Poenaru, Eugen Neagoie. Cine promovează de la Liga 3, cine pică din Liga 1, cine rămâne aici și va fi, Ilie, un campionat care urmează foarte atractiv în condițiile în care și Corvinul și Elimbărul au drept de promovare. Greu. Deci va fi foarte interesant campionatul care urmează. Un campionat foarte greu, că Liga 2 va fi mult mai mult urmărită, pentru că va fi un campionat foarte greu, cu echipe foarte bune, cu condiții foarte bune. Și va fi foarte atractiv, așa cum spuneai și tu. Menținem ritmul ăsta? Victorii, aduc victorii până la final, Ilie Poenaru? Ăsta este obiectivul nostru pe care l-am impus în vestiar, dar trebuie să o facem pe un fond de încredere, pe un fond de atitudine, pentru că cumva, după obiectivul pe care obiectivul care s-a ratat, trebuie cumva să avem altă imagine la final, știi cum e? Important este ultima impresie. Ultima impresie contează, așa e. Ultima impresie contează și este important și pentru ei să demonstreze că pot mai mult, că își doresc să rămână la această echipă și că încă mai au motivație. Da, mai poate fi vorba de un derby de Ilfov, Ilie Poenaru, etapa viitoare. Tonariul joacă probabil ultima șansă, Concordia merge foarte bine, victorii pe linie. Partida se anunță totuși una atractivă, Dan Alexa, că l-uitasem, Ilie Poenaru și două echipe ilfovene puternice. Da, așa este și au în componență jucători cu experiență, jucători buni, un antrenor bun, dar deocamdată ne bucurăm de acest meci, ne liniștim, ne organizăm pentru meciul următor, mergem cu încredere, mergem să ne facem, să încercăm să jucăm și mai bine și de ce nu să câștigăm, dar până atunci vom vedea. Până atunci vom vedea, o după amiază plăcută, chiar e bine la Chiajna, sub Concordia lui Ilie Poenaru, mulțumim foarte mult, după amiază bună. Robert, te rog să te exprimi. Ai văzut toate în faza. Da, într-adevăr, nu pot să spun, Mihai Motan din Târgoviște este la centru, disputat dintre Cixereda și Concordia Chiajna. Eu zic că un penalti ușor acordat, a fost o fază oarecum în prima repriză în care cei de la Corvinu cred că erau mai îndreptățiți să primească lovitura la 11 metri în acel contact. Eu nu sunt un specialist în arbitrală și nu o spun din modestie, chiar de fiecare dată mă consult și eu cu alți oameni care cunosc acest fenomen. Ca primă impresie, cred că penaltul a fost ușor acordat pe la această fază. E clar că pentru Corvinul contează mai mult. Foarte important este pentru Cixereda, s-ar putea ca aceste două puncte să atârne enorm în configurația finală a clasamentului, s-ar putea să le asigure de ce nu chiar o promovare directă pentru cei de la Cixereda Miercurea Ciuc. Cert este că, iată că de data aceasta președintele Sondi n-are să mai fie. Cred că a avut dreptate, adică a pus presiunea asta, Robert, no. Toți împotriva noastră și iată că se întoarce. Cu siguranță nu există, nu cade nimeni pladă unei presiuni. Așa și eu, de ce să mă apuc să spun, dacă într-un meci mi se pare ceva că este drăguț, m-a pus scriu pe Facebook sau eu s-o bălănesc să spunem. Uite că poate aceste cuvinte se exprimă acum, decizia asta luată de Mihai Motan, care poate cântări, Robert, foarte multă luptă pentru promovare. Eu sunt perfect de acord cu tine că creează frustrare, clar, la Buzău, poate și de ce nu chiar și la Mioveni. Dar nu pot să pun pe baza declarațiilor pe care le-a dat.
Vom vedea atunci, până la urmă, Csíkszereda este o echipă bună, o echipă care dacă nu va obține provare direct, o arătează datorită ei. Merge la baraj, dar a arătat-o datorită ei, a avut meciul cu Mioveniu în mână, a pierdut un meci pe care l-au controlat. Vom vedea totuși, ne aflăm în minutul 77, se mai poate întâmpla ceva. Cert este că Corvinu joacă cu echipa a doua. A mai introdus ceva din jucătorii importanți pe acest final de partidă. În căutarea egalării acum. În căutarea egalării, dar e greu de crezut, pentru că Csíkszereda este o echipă solidă, este o echipă care primește greu gol. Mai e rar să vedem într-un meci de play-off 3 goluri. Iată, am avut șansa să vedem astăzi să avem 3 goluri la partida dintre Csíkszereda și Corvinu. Și partida încă nu s-a încheiat. O partidă cu foarte mulți nervi, o partidă încrâncenată, în care clar Corvinu Hunedoara se pregătește pentru meciul din semifinală. Probabil este meciul anului pentru Hunedoreni. Iar în același timp Csíkszereda joacă cu foarte mare atenție toate aceste partide, pentru că, de ce nu, încearcă să atingă obiectivul, și anume prezența, calificarea directă în Liga 1, care eu cred că ar fi, într-adevăr, nici nu știu care ar fi surpriza mai mare, promovarea Unirii Slobozia sau promovarea celor de Csíkszereda. Ambele, cred. Da, dar nu mi-ar fi greu să aleg, să spun care, într-adevăr, dintre cele două echipe care, în cazul în care Csíkszereda va merge în Liga 1, este, într-adevăr, marea surpriză acestei ediții de campionat. Este clar încă o dată referitor la această partidă, Corvinul a tratat cu anumite rezerve această partidă și până la urmă fotbalul te pedepsește și acest penalti, chiar dacă a fost acordat mai ușor, echipa care a intrat mai serios în joc a reușit să conducă în acest moment și de ce nu cred că să reușească să tranșeze în dreptul ei această partidă. Da, oricum, Robert, o să aștept și eu să văd opiniile specialiștilor, dar până atunci îl salutăm și pe Dragoș Militaru, echipa lui respiră, te salut Dragoș, bună ziua! Te salut, bună ziua. Păi de ce râdeai? Că așa este. Da, respirăm. Noi respirăm că trebuie să respirăm oricum, dar... Da. Bine, parcă altfel așa e ritmul. O victorie e conturată greu, Dragoș, așa cum te așteptai, probabil, nu? Cu un adversar care venise și el după puncte. Păi era clar că oricum apăsau mai multe chestii. În primul rând că adversarul avea nevoie de un punct să fie matematic... Noi nu mai câștigaserăm acasă de 6 luni. Terenul e cum e la noi tot timpul, noi jucăm mai bine în deplasare și toate astea cumulate au pus așa o presiune inutilă, cum are. Dar până la urmă, bine că am reușit să câștigăm. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, să mergem mai departe și să ne jucăm șansa până la cât se poate de mult și să arătăm că din ianuarie până în mai noi suntem cu tot o altă echipă. Deja, de fapt, cred că deja am arătat și lumea aprecia că suntem altceva decât ne-am mai stabilizat puțin. Da, oricum, cred că o bucurie dragă și faptul că acest tânăr talentat de continuare, nu, Albert Hofmann, pe care l-ați adus în această iarnă, marchează dubla asta și arată în continuare că poate fi un jucător interesant în fotbalul românesc. Da, eu cred în el. A avut o perioadă foarte lungă, mult prea lungă chiar de inactivitate. Adică aproape un an jumate el nu a jucat. Nu a jucat un meci adunat, cred, minute. Și nu e ușor. Au trecut doar 2 luni de când se antrenează cu noi, câteva meciuri amicale și 4-5 oficiale. Dar mă bucur. Eu de asta l-am adus. Știu ce poate și cred că o să poată mai mult. Problema la el era un pic mentală, pentru că la 2 ani de zile după ce tu erai golgheterul Ligii a doua și promovat în Liga 1, la echipă ca Ucluj să stai 2 ani aproape nu e așa de ușor. Da, îmi dau seama, dar pe de altă parte, Dragoș, ai și adus câțiva jucători tineri acolo, ai completat lotul. Fiecare partidă, câtă vreme mai sunt șanse, este ca o finală, nu? Presiunea este foarte mare și pe jucători, în special cei tineri, nu? Cumva, da, bine, sunt tineri, dar nu extrem de tineri, adică sunt la 20-21 de ani, cred că pot să arate mai mult, eu chiar cred, dar cred că aveam nevoie de o victorie ca să se descătușeze și ei, pentru că cel puțin ultimele 2 săptămâni după meciul cu Reșița au fost incredibile 2 săptămâni de bune, adică nu i-am văzut niciodată atât de bine, dar astăzi la meci... Nu le-au intrat, chiar vreau să opresc antrenamentele săptămâna asta, că intra orice. Adică orice le ieșea și nu știam cum să mai fac. Era prea bine, prea bine era, prea bine. Era prea bine la un moment dat, pentru că ei au calitate, dar le trebuie poate un mediu în care să se exprime și fără o anumită presiune asta. Că te uiți în clasament după fiecare etapă, știi că trebuie neapărat să câștigi, dar eu cred că o să-i ajute în viitor experiența asta aici și sper ca până în mai, cum v-am zis, sper să demonstrăm cu fiecare meci că suntem cu tot o altă echipă și merităm mai mult. Da, ne bucurăm astăzi, dar deja începem pregătirea partidei următoare, o altă finală, Dragoș Militaru.
Da, mergem din nou la Metaloglobus, îi cunoaștem, jucăm pe un teren bun, o echipă care nu mai are nicio grijă, noi trebuie să mergem să jucăm bine, să joace fiecare, în primul rând să se dezvolte și el și apoi să avem rezultat bun ca echipă și să vedem după aia, după meci. Dar eu cred în ea, adică îmi place ce văd, dar timpul nu e cel mai bun aliat și numărul de meciuri, da? Vedem ce se mai întâmplă până la final. Surprize poate să fie oricând. Da, da. Dragoș, îți mulțumim foarte, foarte mult. Așteptăm să vedem deja partida următoare. Va fi în direct aici la Metropola TV și Sport Total FM după amiază plăcută. Ne uităm, Robert, și la zona de play-off. Runda viitoare din nou, 7 jocuri. Un regal fotbalistii de fiecare dată, sâmbăta. 6 din play-off, toate de fapt și un joc din partea superioară. Ce program avem, da, la play-off? De la play-off vom avea de la 12:30, deci vom prinde finalul de partidă, aproape tot meciul, mai puțin finalul de partidă, Corvinul cu Hunedoara, CS Mioveni. Interesant, pe de ce se întâmplă și până atunci. Da, dar ei vor avea meci de cupă, cei de la Hunedoara, vor fi destul de greu pentru ei să recupereze, dar vor juca tot acasă, deși asta e un avantaj. Apoi întâlnirea dintre Schellenberg și Unirea Slobozia, atât Dan Petrescu Mihalcea, scuză-mă, Claudiu Niculescu Mihalcea. Doi atacanți care pun accent în general pe faza defensivă. Da, și într-adevăr, și iată și doi mijlocași și se vor duela în ultima dispută preperiță cu Ilieș. Da, hai să mai mergem și la un tehnician bucuros, evident, este starea în care îl găsim pe Călico Jocaru. Te salut, bună ziua! Bună ziua a ție și invitațiilor și telespectatorilor. Da, o victorie foarte importantă, Călinco Jocaru, în fața unui adversar cu pretenții și liniștea se instalează la Târgu Jiu. Da, într-adevăr, am jucat, am practicat un joc bun, am avut agresivitate, atitudine corespunzătoare, am reușit să marcăm din fază fixă, chiar dacă adversarul în unele momente ne-a presat, ocaziile cele mai mari le-am avut noi. Da, iată că marchează toate liniile și astăzi un fundaș este determinant în această victorie atât de importantă. Da, important e să obținem rezultate pozitive, nu contează cine marchează și consideră că astăzi a meritat pe deplin victoria. Da, o echipă așa frumoasă, dar inconstantă, Călinco Jocaru. Dacă Constanța era la ea acasă, dar probabil că din motive obiective, Viitorul Pandurii era undeva mai sus în clasament. Într-adevăr, eu zic că în prima parte am fost foarte constant, având în vedere că am pierdut doar două partide. Anul acesta, într-adevăr, am început rău, am enumerat înainte problemele, n-am avut un lot numeros, am întâmpinat multe accidentări, jucători suspendați și lucrul ăsta s-a văzut în rezultate. Având un lot foarte tânăr, n-am mai putut să ducem meciurile în același mod cum le-am dus în prima parte. Da, pare greu așa de dezlușit de aici de la distanță, dar acolo la interior probabil că lucrurile stau altfel. Să poți acum că nu mai ai emoții Călinco Jocaru, să începi să creionezi un lot pentru viitoarea stagiune. Au fost mereu multe schimbări la Viitorul Pandurii, dacă ar fi mai multă stabilitate, mă gândesc eu, la nivel de efectiv și avea un nucleu de jucători pe care să-l folosești și să mai aduci câteva piese, poate că Viitorul Pandurii s-ar putea implica mai mult în stagiunea următoare. Da, eu am spus mereu că luăm meciurile în parte, nu ne-am gândit, adică ne-am gândit, nu vreau să fiu ipocrit la locurile fruntate, mai ales după prima parte, dar am știut că suntem un lot foarte tânăr și e greu să te lupți cu echipele puternice a la lung. Da, până la urmă au reușit, că Viitorul Pandurii Târgu Jiu și asigură continuitatea, nu? În Liga a doua se anunță un sezon care urmează foarte, foarte interesant, însă mai avem destule etape în care veți căuta puncte. Bineînțeles, campionatul nu s-a terminat, cum ți-am spus mai devreme, vreau să luăm fiecare meci în parte, ne așteaptă un meci foarte greu la Slatina și de luni ne pregătim pentru acest meci. Da, 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 mulțumim foarte mult, Călinco Jocaru, o după-amiază plăcută și ținem legătura în continuare. Liniște la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Rămânem prieteni, nu, Robert, până la finele partidei de la Miercurea Ciuc, pentru că trebuie să știm clar verdictul acestei partide. Da, 85 acolo, 86 chiar, este 2-1. Nu cred că se mai poate întâmpla mare lucru. Echipa... Hai să vezi două goluri acum, în decurs de 10 minute și dă peste cap toate pronosticurile. Paharul nu e plin, ai băut apă după mine, că numai eu văd astfel de... Numai eu inventez astfel de răspunde scor. Nu, e clar, nu, mi-e greu să cred că echipa...
echipa oaspete mai poate să marcheze. Gândul lor este la meciul de semifinală cu pe România. Pentru ei este mare lor obiectiv. Și că obțin un egal și că obțin o victorie sau orice s-a întâmplat în acest meci nu are, nu când trece decât de punct de vedere al moralului și al palmaresului, Corvinul Hunedoara este clar, nu are pentru ce să mai lupte în acest moment în clasament. Vei vedea în cazul în care nu vor reuși și îmi doresc să nu treacă mai departe în Cupa României, vei vedea o cădere la această echipă. Este clar că va urma uși pentru ei un recul pe care totuși nu se spere Claudiu Niculescu. Pe mine îl consemnăm la cei de la Schellenberg, că întrebă o echipă care nu marchează trei meciuri consecutive în play-off, o echipă care obține decât două puncte și așa din două remize albe la capătul unor meciuri în care nu a arătat mai nimica. Sincer spun, nu arată echipă, nu arată bine. Cixere de Miercuri a ciuchiată după ce reușește să câștige cu Schellenberg-ul, reușește o nouă victorie în fața celor de la Corvinul Hunedoara, deci își câștigă pe propriul teren. Se apropie de promovare directă, Cixereda. Își câștigă meciurile pe propriul teren cu echipele care nu au drept de promovare directă și în acest moment cei de la Cixereda Miercuri a ciuc ar face 39 de puncte, s-ar apropia la numai 3 puncte de Corvinul Hunedoara. Distanța față de cei de la Slobozia este clar, este mare, dar se pune o presiune uriașă pe cei de la Buzău. Practic, de acest moment, Buzău trebuie să trateze cu atenție meciurile, să nu mai facă cum a făcut-o în disputa cu cei de la Schellenberg, în care am văzut un meci urât, un meci în care Schellenberg nu a tras pe poartă, un meci în care cred că undeva pe dreptul minutului 70 și am văzut prima fază de atac a celor la Buzău. Deci astfel de partide, clar că te ajută un punct, dar s-ar putea la lung, astfel de evoluții nu-ți garantează promovarea în Liga 1. Mă vor referi la promovarea directă, pentru că și aici interesul pentru play-off este destul de mic. Da, hai să mergem până să termine partida de la Miercuri Ciuc, este de la 1 cu cei de la Corvinul și pe la Flavius Stoican. Te salutăm, mister, bună ziua! Ziua bună! Victorie importantă și primul loc acolo în zona de play-out, un rezultat notabil și o poziție respectabilă pentru CSM Reșița. Da, mulțumim pentru aprecieri. Important este că am reușit această victorie, chiar dacă a fost destul de dificil, să știți că chiar dacă am condus cu 2-0, am primit un gol pe un contraatac și ultimele minute chiar am fost echipa care ne-am apărat. Dar una peste alta vreau să felicit băieții pentru că au reușit și matematic să rămână în Liga 2, un obiectiv pe care noi ni l-am pus la începutul acestui sezon. Dar cu toate astea nu s-a terminat, mai avem 3 meciuri, vreau să le tratăm foarte serios și până la urmă important este acest obiectiv care l-am realizat și vrem, vă spun acum, probabil asta este doar dorința mea, să terminăm pe primul loc. O să transmit și jucătorilor, vreau ca să încercăm să fim pe primul loc în acest play-out. Da, se vede fără doar și poate una lui Flavius Stoican și foarte probabil mare parte din jucătorii care sunt acum, deși am văzut că sunt la final de contract, ar trebui să rămână pentru un contur mai serios al stagiunii următoare. Încă 2-3 plombe acolo, Flavius Stoican pe bancă și locuri mai interesante la Reșița. Da, vrem, ne dorim și anul viitor să ne punem un obiectiv îndrăzneț, vrem să fim realiști, dar la fel de adevărat să ne punem țeluri din acestea mărețe pentru a încerca să le atingem. Și de aceea în aceste ultime partide vreau ca toți jucătorii la care voi apela, pentru că sunt jucători în care eu cred, sunt jucători în care îmi pun speranțe, chiar dacă au jucat mai puține minute, vor fi pe teren la meciurile următoare, dar asta nu înseamnă că nu-l tratăm serios, pentru că exact ce v-am spus mai devreme, îmi doresc să terminăm pe primul loc în play-out. Până la urmă, Flavius Stoican, e frumoasă viața și în Liga a doua, nu? Da, vă spun că este una dintre echipele, să nu poate exagerez, unde am cea mai mare liniște, unde mă simt respectat, unde respect la rândul meu, văd în acești băieți dorință, în multe momente s-au autodepășit, am un public care ne împinge în momentele delicate și ne încurajează. Și, într-adevăr, cam totul este exact așa cum și-ar dori orice antrenor. Chiar dacă este Liga 2, îmi fac meseria exact ca și cum aș fi în Liga 1. Da, așa este și nume atât de important și la acest capitol al antrenorilor. Oricum, vorbeam cu Robert Gherghe, care este lângă mine aici și ne miram amândoi. Este 2-1 pentru Cixereda în partida cu cei de la Corvinul. Trupa gazdă face un pas important către promovare. Ne întrebam amândoi care ar fi surpriza mai mare, Slobozia sau Cixereda, dacă până la urmă și Cixereda merge în Liga 2. Și ne întrebăm acum dacă ar fi o mare surpriză vara viitoare să vedem Reșița în această situație. Ce bine ar fi! Nu vreau să mă hazardez în declarații, dar chiar în interiorul fiecărui jucător sau în interiorul meu îmi doresc lucrul acesta și cred că fiecare echipă care se pune la start își dorește să ocupe un loc fruntaș.
care dorim și noi. Rămâne să fim realiști, să fim muncitori, să tratăm serios fiecare partidă, să facem transferurile bune sau să fim foarte atenți la transferuri, să mergem pe un nucleu de jucători, sunt mai multe aspecte, dar ne dorim. Ne dorim să fim în poziții fruntașe. Păi da, în perioada următoare bifăm așa câte o realizare. Băi, pac, uite, am contat 1-2 jucători, bifat, am făcut asta, bifat, încet, încet, așa, odată cu meciurile care mai sunt de disputat, clar se lucrează la Reșița. Până atunci însă, Mr. Flavius Stoican, noi mulțumim foarte mult, după amiază bună și urmărim atent ce se întâmplă în ultimele 3 etape. Sănătate multă și ajută! Mulțumim foarte mult, Flavius Stoican, un alt nume, Robert, important, că dacă ne uităm, la Liga a doua, ce antrenori sunt, da, unii dintre ei? Sunt cu siguranță, numele Flavius Stoican a fost pe buzele multor conducători de fotbal de Liga 1, pentru că, într-adevăr, paradoxal, suferim enorm de mult, nu reușim să găsim, cel puțin la nivelul Liga 1, e foarte greu să găsim antrenori care să prezinte încredere în proiectele pe care, să dea încredere în proiectul pe care îl ai, îl dezvolți. Și de multe ori nu ți-l recunosc, pentru că și eu am avut o perioadă, și am trăit cu toții, nu pot să fiu ipocrit, o perioadă tulbure la voluntari în acest sezon. La un moment dat mă gândeam cu Bogdan Bărănescu că și pronunța numele lui Flaviu Stoican, dar știam că Cristi Boba nu o să le libereze, dar nu numai noi, și că mai multe echipe de Liga 1 l-au dorit pe Flaviu Stoican. Și eu sunt convins că dacă domnul Timie nu renunța în vară la Flaviu Stoican și continua proiectul cu el, n-ar fi avut problema pe care o are în acest moment Botoșanu, pentru că Flaviu este un antrenor cu care echipele joacă fotbal, este un antrenor deschis, este un antrenor care promovează jucători tineri, este un antrenor care dă credit fotbalului ofensiv și în afară de asta și un antrenor echilibrat și corect. Eu nu am numai cuvinte de laudă la adresa lui și spuneam, echipa pe locul, în etapa 11 era pe undeva pe locurile de roșii, pe locurile de retrogradare, imediat cu ce a venit Flaviu Stoican și a revenit, este bară, ocazie enormă, Elena trimite balonul în bar, în 94, el în acel care a transformat lovitura de la 11 metri, un atacant masiv, un adaun. Și a intrat pe parcurs, nu? Da, a intrat din timpul primei reprize. Da, după ce s-a accidentat Anderson cu numărul 11, dar este clar, sunt un 94, nu se mai poate întâmpla nimic, iată o pasă pe culoar, frumos, gaură mare în apărarea Corvinului cu Nedoara, un șut greu, dar de data aceasta Blaga. Este pretențioasă în colțul lung, Jebari. Jebari îl lansează. De Bauza, cum zicea. Da, păi este exact. Că tot de acolo a plecat Bauza. Tot de acolo a plecat, dar și ca și joc. Ca și număr de Petrico. Ca și număr de Petrico, dar și joc. Și acest Jebari este noul Bauza al celor de la echipa Cixera Mercuriaciuc. Între timp, o lovitură liberă, Hrez, dacă este faultat în propria suprafață de pedeapsă, nu că ar mai conta, într-adevăr, arbitrul Mihai Motan este clar, este dușmanul de serviciul al lui Maxim și al staff-ului său. Nu contează mai puțin, sincer, astfel de meciuri nu contează decât pe o singură echipă, iar aceasta este Cixere de Amircuiaciuc, care în acest moment reușește să aducă la 39 de puncte. Ce presiune pune pe Gloria Buzău, că într-adevăr etapa viitoare vom avea Gloria Buzău, Cixere de Amircuiaciuc. Dacă nu mă înșel și sigur nu mă înșel, în timpul sezonului regulat, Cixere s-a impus la Buzău. A câștigat meciurile astea grele, Robert, și pe la Slobozia, exact, și la Buzău, da, partide care au contat mult în economia Buzău. Iar dacă gândește-te că dacă va reuși să treacă, să câștige meciul direct, va face 5 puncte și eu cred că în acel moment vom ști deja și cea de-a doua echipă promovată, deși să nu ne hazardăm, totuși etapa viitoare abia este ultima etapă din turul play-off-ului, pentru că aici, fiind de play-out-ul și play-off-ul, ca și la Liga 1, sunt formate diferite. 10 partide dispută echipele din play-off, doar 6 echipele din play-out. Minutul 96, deja cu 4 minute de prelungire, este clar că nu se mai poate întâmpla mare lucru. Lovitură liberă pentru echipa hunedoreană din propria suprafață de pedeapsă, din marginea propriului garou de 16 metri. Victorie importantă pentru Cixereda și, într-adevăr, o presiune mare și pentru Sepsi. I s-ar mai diminua din fondurile care vin de la guvernul maghiar, ar trebui să fie împărțite în două direcții. Nu știu dacă guvernul condus de Victor Orban poate să susțină două echipe la nivelul primului eșalon. Fluier final între timp, în acest moment, minutul 96, Mihai Motan, cel care, din punctul meu de vedere, dar nu luați ca avizat punctul meu de vedere, a greșit la acordarea celor lucruri la 18 metri. Contează mai puțin. Cert e că în acest moment Cixereda Mircuiaciuc ocupa al doilea loc, promovabil direct în Liga 1. Și cert este, prieten, că Robert Gherghe și Ionel Luțan vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o împreună. Le mulțumim colegilor de pe stadioane, colegilor din regie, exemplar și astăzi la un nou regal fotbalistic, marca Metropola TV și Sport Total FM la aceeași cotă 7. Ne întâlnim în această formulă sâmbăta viitoare. Până atunci, rămâneți zi de zi cu Metropola TV și Sport Total FM.